Bună seara, dragii mei, îmi cer scuze că s-a întrerupt, dar se încărcase tot telefonul. Am vorbit mult, într-adevăr. În fine, sper că nu vă supărați, vă descurcați cu aceste întreruperi, nu le mai lipesc pentru că durează foarte mult până le lipesc. Separări probabil că se întâmplă și în viața voastră de acest trecut sau de oamenii care nu au fost asumați. Pământul pe orizontal, care s-au concentrat prea mult pe aspectele materiale, da? Pe confort, pe tradiții, nu știu cât de tradiții, eventual pe ori o exagerare a aspectelor tradiționale, ori oameni lipsiți de asumare, eu asta aud, asta văd, lipsiți de asumare, care nu au vrut să se implice, să fie stabili, să fie consistenți, care n-au avut voce, n-au, nu din punct de vedere muzical, n-au știut să rostească într-o crearea vieții lor și au acceptat condițiile altora, consumul de energie. Dacă v-au subt energia acești oameni, vă vindecați cu patru de spade. Și repet, învățați să puneți granițe personale și eventual să vă conectați la oameni care inspiră, oameni care se bucură de viață, oamenii care susțin viața, succesul, oamenii care au succes în general și l-au creat prin muncă proprie, îi susțin și pe alții. Cei care au succes, și nu au muncit suficient la acest succes. A venit peste noapte sau au fost susținuți de familie, prin pile, prin diferite condiții neasumate. Acești oameni vor încerca să sugă energia altora, dar oamenii care sunt într-o poziție publică, repet, de succes, eventual spiritual, îi susțin și pe alții să fie asemenea. Așadar, vă vindecați de cei care nu au avut consistență, nu au avut voce, nu au știut să manifeste, că prin voce manifestăm multe lucruri, nu au fost conectați la divinitate și căutați inspirație la cei care sunt în lumină, în dragoste, în bucurie, în... Da. Învățați să sperați în dragoste, credete, și să lăsați regretele, lacrimile în urmă. Clarificăm. Șapte de spade și regele de cupe. Sau vocea și cu șapte de spade sugerează personaje care au mințit. Dar vă vindecați cu patru de spade și, repet, vă regăsiți energia, puterea, inspirația lângă oameni care vibrează și care știu să pună granițe și vă învață și pe voi să puneți granițe personale. Trei de monede. Trei de monede a venit invers. Poate cineva a ascuns că e tată, poate cineva a ascuns dragostea, dar nu a lucrat. Tocmai pentru că a ascuns dragostea, nu a lucrat trei de monede invers. Pentru construcție. Exact pământul invers. Iar apare regele de cupe. Șase de cupe. Poate acest personaj e tată și are copii? Are familie cu zece de cupe? Are regină de monede, mamă, soție? Și a creat confuzii. Și acasă și în viața voastră. Nu știu, vedeți cum e mesajul, e etalare colectivă. Clarificăm regina de monede și șase de cupe. Ia uite, marele preot invers. Marele preot care înseamnă casă, familie, căsătorie, tradiții. Ce pot să mai zic?
Am două variante, cel puțin. Cineva a lăsat o energie feminină divină pentru o energie karmică, dar energia karmică a fost lipsită de consistență, a fost foarte materialistă, lipsită de credință, de structură, de înțelepciune, că Marele Preot este ghid, este înțelept, are cunoaștere, lipsită de cunoaștere. Poate genul de femeie care face copii, dar nu se implică în familie, nu are habar. N-are lumină. S-a dus acest personaj. Poate că era căsătorit deja cu acest personaj, dar personajul cu care era căsătorit... Sorry. Îndoielnică personajul. Sau femeia, sau bărbat, îndoielnic. Cu alte cuvinte, cine a lăsat femeia divină, bărbatul divin și a trădat, cu alte cuvinte, dragostea, fericirea, nu a construit-o, nu s-a implicat, a pus în triunghi amoros eventual și s-a dus într-o zonă de confort sau netradițională sau către, așa zisa soția cu care are copii, dar care soție înșela. Sau așa zisa mamă care le-a creat confort, dar care nu i-a învățat, Marele Preot, invers, nu i-a învățat cum să-și câștige independența, cum să fie ei pe picioarele lor. Sunt multe variante, da? Cum să fie consistenți. Adăugați mesaje, pentru că sunt multe, pentru că aici undeva a fost o amânare, au fost vieți anterioare, vieți, relații karmice din trecut, clinging to the past, projections, da? Amânări, încadrări, din care învinovățiri. Poate că cineva a manipulat prin bani, prin așa zisa în familia noastră. E un text, unii zic, în familia noastră, aia. În familia voastră ce ați făcut? Sau a lor? Așa, și dacă știți că ați fost trădați într-o asemenea situație, mergeți 8 de bâte, mergeți înspre lumină, lăsați în urmă acest trecut și renașteți. Renașteți. Dacă or fi ei, le dorim succes. Dacă se trezesc, am văzut turnul, și vor să renască, le dorim succes. Din inconsistența, din neîncrederea în dragoste și prea mare dependență de material, le dorim succes. La capătul setului de cărți apare Tai Chi-ul. Tai Chi care înseamnă energie. Echilibru între foc și apă. Între masculin și feminin, yin și yang. Și cavalerul de bâte. Da, a fost atracție pentru femeia divină, dar degeaba, dacă nu construiești. Degeaba. A fost atracție. Însă, cine vrea să se transforme, voi, ei, amândoi, trebuie să vă echilibrați energiile. Hai să mai clarific, dacă tot am întârziat și am venit cu acest... Hai să mai dăm încă... Mai clarificăm trei de mode de invers, dacă tot s-a întrerupt videoclipul. Nouă de cupe. Din ce motive? Pentru că acest personaj n-a știut să spere, n-a sperat în dragoste, nu s-a iubit, iau-te, Lilith, diavolul. Da, magnetism teribil între... ce-o fi fost. Dar degeaba. Degeaba. Spre ce au mers 6 de spade? Spre regina de monede. Acolo sunt confuziile. Îmi pare rău acasă. Regina și 10 de monede și 7 de cupe. Acolo sunt confuziile. Eu asta văd. Poate că cineva are... cu Lilith și cu magnetismul, pe lângă un magnetism incontrolabil între voi doi sau între ei și cealaltă persoană, ar mai fi obsesie pentru sex a cuiva, pentru lucrurile intense.
Dar e obsesie, dependență, însă e și dependență de bani. Și aici cineva nu știe să aleagă 7 de spade. De ce? Pentru că nu se iubește. Și când apare dragostea și când simte dragostea, n-are încredere în 9 de cupe pe orizontal. Nu are încredere în dragoste. Nu are încredere că această dragoste poate să construiască. Pentru că nu e obișnuit să construiască pe suflet. Exact ce am zis mai devreme. Acest personaj trebuie să se transforme, să învețe să manifeste stabilitate, asumare, cu sufletul deschis din dragoste pură și atunci va crea, se va putea bucura de o anumită sexualitate sănătoasă, sacră. Are multe de transformat. Și când se va transforma, își va găsi perechea. Până atunci, dacă cumva acest personaj va dezamăgit, voi vă vindecați. Clarifică marele preot invers. Sunt multe. Marele preot invers, rog frumos. Pentru numărul 4. Iute. Invocare și putere. Acolo, în acea casă, sunt lupte, lupte interioare, lupte pentru putere. Cineva probabil manipulează prin bani, prin copii, prin așa zise texte tradiționale, false tradiții, false credințe. Da. Probabil că se mai fac și niște practici mai puțin sănătoase. Și ca să ieși din această casă, orice ai fi, bărbat, femeie, cine e în această situație? Trebuie să-și adune toate puterile. Apropo de soare, că nu vorbim degeaba de soare, de plexul solar, de energie, să-și adune toate și învoce toate puterile emoționale, fizice, spirituale, mentale. Să-și învoce toată energia, să-și o ia înapoi. Era o melodie cu Enrique Iglesias și Ciara, parcă. I'm taking my... cum era? Power. Cum era? Să-și reia puterea, apropo de putere, să-și reia puterea. Nu știu dacă e vorba de voi, de partenerul cu care sunteți, de persoana la care sunt ei conectați, nu știu exact despre cine e vorba. Oricum, coming together. Repet, vă veți întâlni după ce vă veți metamorfoza și unul și celălalt. Iar apare regele de monede și 4 de bâte. Casă, soț, asumare. 7 de bâte pe care l-am văzut aici. După o perioadă, spânzuratul, după o perioadă de amânare, de schimbare de perspectivă, schimbare de viziune, în care va trebui să învețe să muncească pentru orice alt nou început, orice altă nouă etapă, cu voi, fără voi, singur, pe picioarele lor. Cine a stat într-o situație atât de complicată? Cineva a stat, că nu degeaba am această etalare, am numărul 4, s-a întrerupt și la voi, și la numărul 2 s-a întrerupt. Niște separări foarte necesare ca să învățați. Turnuri, dărâmări de situație. Curățăm cărțile. Mesaje de la îngeri. Știți ce aud? Cine e aici? Între două femei sau între doi bărbați eventual? Între două situații. Încă nu știe să înțeleagă, să discearnă. Dacă își ascultă sufletul, o să înțeleagă. Dar cât timp fuge de sufletul sau de sentimentele sale, nu va înțelege. Cât timp nu va învăța să se iubească, nu va înțelege. Acest personaj nu știe să discearnă între femeia sexuală
Și femeia pasională confundă pasiunea cu sexualitatea. Dacă ești pasional, poți să manifesti sexualitate sacră. Dar fără pasiune, și când vorbesc de pasiune, vorbesc de energie divină. Manifesti doar sexualitate. Nu știe să discearnă între atracția fizică și dragostea adevărată. Nu știe să discearnă între o femeie atractivă și o femeie care emană putere. Femeie sau bărbat, poate să fie și bărbat. Una e un bărbat atractiv și alta este un bărbat în putere. Energie divină. Masculină, feminină. Energia feminină este în energie masculină înaltă. Cu alte cuvinte, dacă acționează, dacă e dinamică, este inspirată de divinitate. Nu intră în împăratul, în excesul de putere. Tipic masculin. Ia uite, aveți credință. Practicați compasiunea, e numărul 15 al diavolului. Pentru aceste dezechilibre, probleme. Iar apare. Și am amestecat. Privește la puterea interioară. Apropo de putere de soare, de energie, ce am zis. La puterea interioară. Bărbat, femeie, cine sunteți aici? Privește la puterea interioară. Ce am zis mai devreme? Iar apare 11. Ia uite. Simple acte de amabilitate. Energia feminină este înaltă, în marele preot, însă dragoste adevărată. Acest personaj încă n-a înțeles ce e dragoste adevărată, va înțelege. Și cum trebuie protejată. Și cum trebuie să se concentreze pe dragoste, să facă diferența între dragoste și alte considerente. Alte considerente. Mai dăm o carte. Poate că și voi aveți de învățat din acest mesaj, din ceea ce zic, poate și voi aveți de învățat. Nu doar acest personaj, nu știu pentru cine vorbesc, pentru voi, pentru persoana cu care aveți de-a face, la care vă gândiți. Dar mesajul principal este aveți credință. Mai dăm o carte pentru numărul 4. Aveți credință. Transformare, fluturaj. Aveți multe de transformat. Încă un mesaj pentru numărul 4, că tot am întrerupt. Am mai lungit un pic așa. Dacă v-ați plictisit în... Ia uite, relații. Relații karmice. Relații karmice. Astea, dezechilibrate, din care trebuie să învățați în oglindă. Și demonstrează dragostea. Măi, cine are de transformat, bărbat, femeie, ce o fi, are de demonstra dragoste în fața perechii sale, zic pereche, că poate e femeie, poate e bărbat, în fața perechii sale de bine. Dacă va putea să demonstreze dragostea, îi dorim succes. Voi aveți credință că se vor transforma undeva, cândva. Interesant. Între timp, o nouă dragoste. Dacă nu se transformă, o nouă dragoste va fi la orizont. O nouă dragoste va fi la orizont. Dacă nu se transformă în timp util, dacă durează prea mult transformarea și aleg greșit, e problema lor, dacă nu vor să demonstreze dragostea, cine se vindecă, 4 de spade, de tot acest dezechilibru, ia uite, soarele, ia uite, cum vine o nouă dragoste, o nouă stea, da? Priviți la puterea voastră interioară. Și vorbind de putere de la începutul etalării. Sfaturi. Hai. Lighten up, luminați-vă. Intrați în puterea voastră, găsiți-vă echilibru. Cine v-a dezechilibrat, asta e, să-și găsească echilibru, să intre în putere. Că... Ia uite, iară o femeie în umbră. Întuneric. Între, da, ia uite, și vezi situația în ansamblu. Gândește un pic prin situația prin care ai trecut. Sper că v-a plăcut, îmi pare rău de întreruperi. Posibil să mesaje și aceste întreruperi. Sper că v-ați descurcat cu aceste, primul videoclip, al doilea, al treilea. Și să ne regăsim la etalări care sunt neîntrerupte. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ciao, ciao!